Ziua Limbii Române, sărbătorită anual pe 31 august, este un moment de bucurie pentru români. Pe 5 septembrie, la Palazzo Branaccio din Roma, cei trei trainori ieșieni, Andrei Fermeșanu, Florin Guzgă și Andrei Apreotesei, acompaniați de Orchestra Operei Naționale Române din Iași, vor susține un concert special dedicat celebrării Zilei Limbii Române în Italia. Evenimentul organizat cu sprijinul Ambasadei României în Italia, în colaborare cu Opera Națională Română Iași și Comisia Culturală a Camerei Deputaților, va începe la ora 19:30 sub bagheta dirijorului Daniel Jinga. Concertul va include interpretări ale unor lucrări celebre și are din repertoriul românesc și italian. Accesul este gratuit, dar necesită o rezervare prealabilă prin e-mail până pe 2 septembrie.